Vine, vine, Pursoneac la Teatru Masca. Mihai Mălai Mare, director al teatrului, regizor la teatru, interpret nu. Niciodată la acest teatru. Ba nu, am mai fost. Rar interpret. Mi-e dor să te văd jucând. Vine, vine, când vine Pursoneac? În 4 octombrie. Și cu ce vine el? Cu vervă? Cu bicicletă. Cu mișcare? Cu bicicletă? Vine cu o experiență pe care eu o cred interesantă pentru toți. Teatrul Masca se întoarce doar cu acest spectacol la text, după 10 ani de tăcere. E o surpriză, pentru că eram obișnuit să-l văd Teatrul Masca, renunțând la cuvânt și suplinindu-l cu mișcare. E adevărat, sunt însă 10 ani de când ne-am înființat. La mulți ani. Să dea Dumnezeu, mulțumesc. Și am zis că, dincolo de serbarea noastră, se cuvine să tragem și o concluzie. Ori credem că gestul, pantomima, expresia corporală, ca mijloc de expresie în viața artistică a unui actor, lasă urme colosale asupra forței verbului său. Punem reintroducerea rostirii teatrale. Eu sper însă că nu vei abandona această cultivare frenetică și cu succes a mișcării ca un limbaj extrem de generos, pentru că nu există nicio barieră. Nici vorba, de alminteri textul lui Molière a fost tăiat, mai am doar o treime din el, atât cât mi-e necesar. Și apoi următoarea premieră va fi Hamlet, fără cuvinte. Iată un program încântător. Sper să te mai întâlnim, să nu renunți la programul pe care îl aveai de teatru de stradă, fiind singurul care îl face cu pricepere, cu consecvență și spre marea bucurie a celor care asistă. Noi construim un teatru în cartierul militar, pentru că sunt 600.000 de oameni care au nevoie de noi. Dar sălița are 150 de locuri și publicul nostru ne așteaptă pe maidane. Și cum maidane sunt, câtă vreme suntem noi, vom fi acolo.